trimite scurt pentru Narcis Bădic. Fundașul stâng al Iașiului centrează. O fază grea pentru Novakovic, care nu a știut cum să respingă acea minge. Până la urmă a respins cu genunchiul și a făcut-o bine. Avansează Mihalache cu șut de la distanță. Gol! Ce torpilă trimite Marius Ovidiu Mihalache în minutul 48. Înscrie al doilea său gol în acest retur, în această ediție de campionat, după reușita din meciul cu Universitatea Cluj. Dacă atunci înscria la o bâlbuială din marginea careului mic, Florin Iacob, iată, își face cruce. Nu cred că a mai văzut de viața sa un asemenea gol. Mihalache și voi, cu veteranii lui CSMS Iași, se îmbrățișează. Ce reușită! Este poate golul primăverii în Liga 1, deși mai avem 8 etape cu tot cu partidele din această rundă a 28-a. Iată șutul perfect al lui Mihalache. De la mai bine de 30 de metri parcă așează mingea cu mâna în vinclul porții lui Florin Iacob.